Cu ocazia perchezițiilor, polițiștii au descoperit veritabile depozite angro. Cei doi indivizi erau specializați în furturi din magazinele din Mehedin și Dolj. După ce era sustrasă, marfa era dusă la Bălăcița, unde aveau domiciliul. O comercializau fie în târgurile săptămânale de cele mai multe ori care existau pe raza județului Mehedin și probabil consumau din ea la domiciliile lor. Alimente, baxuri de bere și suc, unelte, articole de îmbrăcăminte în valoare de 25.000 de lei, toate au fost recuperate de polițiști. Cei doi hoți sunt liberi în continuare, în timp ce unul nu a fost găsit deocamdată, pentru celălalt instanța a respins propunerea de arestare. Instanța de judecată nu a dispus arestarea celor două persoane, au fost puși în libertate, au fost preluați de colegii din județul Dolj, care la rândul lor au dispus și reținerea pe 24 de ore a persoanei respective, a una dintre cele două persoane. Din păcate, nici tribunalul Dolj nu s-a însușit propunerea de reținere făcută de către colegii de la Dolj și a fost pus din nou în libertate. Bărbatul prezentat instanței a primit interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu în următoarele 30 de zile.